suma 10 în cifre. Da, suma 10 numere consecutive. Asta tot nu știu, chiar le credeți? Da, și eu l-am făcut. Le credeți? Și tu ai făcut, da? Da. E, te rog. Păi, facem 60 minus 5, care dă 65, 65 e părți la 5. 60 minus 5 îți dă 65? De ce minus 5? Pentru... Și 60 minus 5 dă 65? Da, 60 minus 5 dă 65. Doamn profesor, dar ce vreau? Suma 10 cifre. Nu, o secundă. Tu cum ai făcut? Păi eu am făcut la aceea cu 60 sau la aceea cu 63. A, păi am făcut, prima este mai mare cu 1, a doua cu 2, a treia cu 3 și a patra cu 4 și le-am adunat și mi-a dat 10 și am făcut 60 minus 10, adică 50 și am împărțit pe 50 la 5 și atunci a egal 10, b egal 11, c egal 12, d egal 13, c egal 14. Suma. Suma A plus B, nu, A1 plus A2, domn profesor, plus A3, așa le numesc, zic, A, B, C, D, E, F, da? A1 plus A2. 10 numere, da? Da, aceasta cu 10 numere. N-a continuat, asta tu dă. Nu știam, păi spune. Deci A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A10, da? Este egal. Suma 10 numere este, da? Da. Doamne, ce îmi place când îmi las cu mai multe chestii așa să fac. Sunt așa de fericită, am în față cât o... Cât o... Am o gură așa. Cât o fie 459 de mii. Nu. 145. 145, ok. Da. Suma... Suma a 10 numere este 145. Aflați numele. Noi să ne întoarcem la coanta noastră. Am făcut-o. Am refăcut-o. Ți-ai dat seama cum era coanta, nu? Ce... La când m-am gândit, am observat. Da. Sigur. Acum, suma a 10 numere consecutive este 145. Mm. Suma a 10 numere consecutive este 145. Iarăși pustie. Aflați numele. Acum merge direct. Da. Ia. Merge sigur. A, încerci acum să faci soft. Da, la mine. Da, am înțeles. Gata! Perfect, da? Mă bucur. Gata! Gata! Am făcut mulți, care sunt numerele? Deci A egal 10, B egal 11, C egal 12, D 13, E 14, F 15, G 16, H 17, I 18 și J 19. Dar cum ai făcut? Când nu am făcut. Păi am scris că B, deci eu am făcut așa, și al doilea este mai mare cu 1. Deci ai zis că ar fi deci, prima asta. Eu l-am scris cu A, B, cât de făcut până la J. Da, ăsta ar fi A. Da. B-ul ar fi cât A-ul, dar plus 1. Da, cu 1. C plus 2, D plus 3, E plus 4 și apoi până la J, am care înțeles. Este plus 9. Și atunci le-am grupat 9 plus 1, 9 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4 și mi-a rămas 5. Și mi-a dat 45, am făcut 145 minus 45, care mi-a dat 100, am împărțit 100 la 10, care mi-a dat 10. Și atunci e egal cu 10, B egal cu 11 și J este gata. Egal cu 11. Ca să nu vrei să faci și noi. O mai dat unul? Da, imediat. Mai mult de cifre. Să se afle numărul A, B, C din 3 cifre. Da. Da. A, din 3? Din 3 cifre. A egal 4, B egal 2 ori A și C egal 2 ori B. O secundă. Nu, din 3 cifre. A, B, C, cu calitatea. Că C-ul este par. Este cât? Par. Par. A, par. Adică ce înseamnă par? Adică 2, 0, 2, 4, 4 6, 8.
și 10. Păi, mai mult. Mult. A, da, nu, 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 până la 8. Până la 8. Așa. B este 4. Da. Și sunt numere consecutive. Și suma lor, A plus B plus C. A plus B plus C. Ne dă? Egal multiplu de 3. Cum adică? Egal multiplu de 3. Cum adică? Adică înseamnă 3, 6, 9. Da, 3, 6, 9. Adică din 3 în 3, cum ar fi? Din 3 în 3. Păi dacă profesor, dar nu mai dați nimic, adică eu cum iau? A egal 1, C egal 2, păi, și eu asta... mi-am dat 3 și B egal 3 după sau păi, cum? Păi ce așa? Deci da. Că așa B poate să fie 0, poate să fie 0, 3, da? Poate să fie 6. Deci cu C egal cu 0. Pentru C egal cu 0, cazul ăsta. A e 1 și B. A plus B. A plus B. Este egal cu 3. Cu 3, nu? 3 ori 1. Da. Sau A plus B și egal cu 6. A, și atunci A e 1, B e 2, A e 2, B e 1, păi da, sunt 1000 de variante. Nu sunt 1000 de variante, sunt mă subiți. Că putem să luăm și 6 la și 6, acolo și apoi putem să luăm 9, sigur apoi putem da. Să luăm mai mult de 9. A plus B egal cu 15. Nu? Cu 12, multiplul de 12, A plus B egal cu... Păi poate, hai să iau poate A egal să cu fie B. 8, poate A egal să cu fie B. 8, gata, A egal cu B. Este mulțumesc. Mai dau încă poziție, A, A, A. A, A. A egal cu B. A, A. Păi poate să fie 330, poate să fie mai mult. Păi sunt mai mult, acum s-au eliminat, că A, A aici. Deci astea două egale. Poate să fie 222, că nu ne-ați spus distincte. Păi, A, A, astea sunt egale obligatorii. Deci 222, pentru că ce poate să fie 2? Și A diferit de ce? 323. Și A diferit de ce? Oh. Uite câte... Așa, da. Dar da. De ce, domn profesor, nu mă ajutați? Că așa 222, 333, 444... Păi, suma lor să fie multiplul de 3. Păi da. 444, 8 plus 4, da. 12. Deci 444. 4 plus 4. Păi am zis a diferit de ce? Înseamnă păi, că asta pică. Nu vreau. Da, ți-am dat o șansă. Păi așa mai greu. Nu-i mai greu. Nu-i mai greu, mai ușor. Da. Pornim la treabă. M-ai cerut să faci ceva, uite, ți-am dat acum. Eu vreau dintre aia. Te las! Da, da. Casandra, hai să vedem asta, că o să înțelegem bine. Deci, ar veni A plus, următorul ar fi A plus 1. Da. A plus 2, A plus 3. A plus 2. Da? Urmă A plus 3. Urmă A plus 4. Urmă A plus 5. Urmă A plus 6. Urmă plus A plus 7. Și pe urmă plus A plus 8. Și plus A plus 9. 145 plus 9. Îi face 145 azi suma asta, nu? Că sunt 10, că Sandra sunt 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eee, câți de ani? Deci e egal cu 10 de ani de ani. Echivalent. 10A plus ăsta ar face. Plus 1, plus 2. Așa vine ca să vă. Plus 2, plus 3. Gata, domnul plus 4. Sau cred că mai sunt, mai verific. Mai verific, că sunt mai multe. Câte? Nu știu. Eu nu știu, ei știu. Urmează ca tu să găsești. Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 ca să am dat, egal cu 145. Și am 10A, 10 de ani de A, plus, hai să vedem cât face suma asta. 10. Cum să facă 10? Doamne, am dat pe ultimul. Unul și cu ăsta fac 10, dar și 2 și cu 8 fac 10. Și 3 și cu 7 fac 10. 4 și cu 6 fac 10. Și cu 5. Câți de 10 am? 4 de 10, 45. Plus 45. Plus 45 egal cu 145. Așa vine? Da.
10A plus 45 egal cu 100. A, 145 plus 45, apoi le împărțim la 10 și 100. Deci vine 10A egal cu 145 minus 45 și egal cu 100, da? Dar de unde știți câte sunt, domn profesor? Că poate nu mai sunt. E, mai venit. Ce mai? Poate nu mai sunt. A va fi egal cu 100 împărțit la 10. 100 împărțit la 10 și egal cu 10. Și dacă l-am găsit pe primul pe A, vine 10, 11, 12, 13, da? Și toate celelalte care sunt până la 19 am presa. Astea sunt cele 10 numere. Care a fost ideea? Ideea a fost frumoasă, totuși, pentru că următorul e A plus 1, celălalt e A plus 2 și mai departe. De aici am sesizat că de-al de A sunt 10. Suma asta trebuia calculată, 45, și totul este perfect. Gata, domn profesor, sunt doar 3. Am încercat cu 4 și dacă făceam 8 și dacă mă duceam la 6 ori 3, 18 și atunci aveam 10. Și dacă mă duceam la, 7 ori 3, 21, 21 minus 8 și aveam 20 minus. Vrei să asculți un pic, să mă urmești? Da. Da. Ia. Hai să vedem împreună ca s-a dat. Deci s-a pus problema să găsim toate numerele din câte? Din trei cifre de forma AAC. Astfel încât C să fie par, iar suma lor, adică de 2A, de 2 ori A, de 2 ori A plus C, să fie egal cu multiplu de 3. Adică să fie 3 sau să fie 6 sau să fie 9 sau să fie 12, ca să împarte exact. 3, 6, 9, 12 sau 15 sau 18 și așa mai departe. Domn profesor, da. Am greșit. M-am zis că de la 4, dacă nu mai sunt, nu mai e niciuna, dar am greșit. Păi că mai era și cu 5. Dar acum eu am sunt la discuții și tu trebuie să mă urmești, da? Deci, da, la profesor, dar pot să mă găsesc singur. Sunt sigur că da. Da. Tocmai de ce? Am putea să facem așa, adică ce va fi la cu 0? 0, foarte bine. 2, deci luăm ce e egal cu 0. Și atunci apare următoarea situație. 2 ori A plus 0 se facă 3. Nu? Că pe ce l-am locuit. 2 ori A plus 0 se facă 3. Ce A să pun eu? Dar nu se poate. Nu se poate. Imposibil asta. Deci imposibil. Apoi 2... 2 ori A plus... plus tot 0 egal cu 6. Egal cu 6, că luăm pe următorul. Da? Care sumă? Da. 2 era plus 0. M-ați complicat 0. Dacă nu poate să fie egal cu atunci e mai complicat. Atenție. De unde rezultă că A egal cu 3. Câte ceasul ca să nu mai e? A, câte? A, da. Câte ceasul? Pe 7. Cât? 18:59, deci ne apropiem. Da. Să ne apropiem de final. Deci să zicem sinteza orei. Trebuie să le găsim pe toate. Și voi rămâne ca să găsiți numerele astea, da? Să vă jucați acasă să vedeți câte numere găsiți. Sinteza orei. Și ce-am făcut? Hai, ce-am făcut? Ți-am pic. Păi am făcut mai întâi și primul și primul. Am început cu probleme genul 425, acela cu un dicționar, pagini consecutive. Hai să vedem. Am făcut factor comun. Da. Segmente, ca să am lucrat cu segmente. Metoda figurativă. Metoda figurativă, să pot spune, dar de geografică. Da. Am făcut ideile noastre cu adunare și înmulțirea. Teorema împărțirii cu rest. Da. Teorema împărțirii. Vrei să spui ceva pe tablă? Cu rest. Și cam asta. Și patru probleme.
Bun. Gata? Opresc? Opresc? De nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share! La revedere! Așa.